Țic-țac, țigarela pac. Câți din voi, dragii mei, mai țineți minte ale copilăriei jocuri de vecină cu minte, când virgina de la trei, de altă sorginte, în spatele blocului vă lăsa fără cuvinte. De cartierul nostru, plin de praf și sărac, unde după ploaia mare se forma un lac și broscuțele din iarbă cântau uac-uac, vecina noastră mânca covrigi cu mac. Și apoi jucam toți țic-țac țiganela pac. În timp ce vecina îl făcea ghem pe drac, ne arăta toți nurii, făcea prostii la vrac. De ne fierbeau creierii și făceau țac-pac. Nu avea săraca fată tată la fund să o bată. Murise pe front în războiul de altă dată. Crescuse în fața blocului, cam deșelată. La gură și la maniere, maxim de spartă. Mințea pe toți. Spunea că ea e grecoaică. Mergea și cu labele desculță prin baltă. După negrul dintre degete era nespălată. Colac peste pupăză, ci că cânta și făcea artă cu cheia de gât. A crescut exact ca vaca. Maică sa pleca în zori și lucra la apaca. Avea salariu foarte mic și instabil, săraca. De mânca seara, mai nimic ca camaca. Ca fetele mondene de cartier, de teapa ei, se dădea artistă, mințea pe toți, vrei, nu vrei. Că ea a compus și poezia hit, Pupăza din tei, că are casă mare de lux în cartierul de ovrei, că ea provine din Grecia, din buricul Atenei, și juca în labele goale țic-țac țiganela pac. Pe Olimp păștea măgarul îmbrăcată în frac. Avea o voce groasă și gâfâită ca de brotac. Ca o lăcustă neagră se îmbrăca ca un drac. A cumpărat bilete la avion, curse low cost, să se pozeze cu istoria Atenei ca un prost. O lună nu a mâncat și a ținut un negru post. Ca să facă poze, slim, în Grecia, fără un rost. Cu chipul ei de quasimodă, pocit și anost.
și ochii cruciși, ca o combină frigo, no frost. La naiba, cine a pomenit o vreică la Babilon sau o țigancă în labele goale prin Partenon? Că se trage din familie antică, de mare baron, dar nu are bani să cumpere conservă de ton. A făcut poze cu toți DJ-ii anonimi de nie, din grandomanie, poate chiar din prostie, dându-se manelistă de top, altă grozăvie, și star de cinema din Ghighiu, în țigănie. Se afișa cu interlopi la kebab pe datorie. Cum se umflă grotesc cu o mega porție. Până a doua zi dimineața foamea să-i ție. Când iese să cumpere cartofi din prăvălie. Postează pe Instagram cartofii de un gram. Borșiturile ieftine, grămadă, puse amalgam. Etalând talentul de bucătăreasă pandemică. Din izolarea de 2 săptămâni autoimpusă, gătind mâncare proastă, harnică și supusă, stârnind oprobiul public pe pagina grețoasă, jucând toată ziua piesa Țic-țac, țiganela, pac. Luni la mișto și moartea negru parpalac, îmbrăcată în roz, pe pielea neagră de aurolac, de îngrozește noaptea toate broaștele din lac. Să vezi ce clipuri trendy pune pe YouTube de influenceriță școlită prin localurile pub, în toate pozițiile răufamate, lascive, incestoase, se poate spune chiar penale sau periculoase, prestând munci grele, grețoase și înjositoare. Dar pe măsura portofelului și pentru fiecare. Nu degeaba îi spun amicii țic-țac, țiganela, pac. Pentru o sumă mică te trezeci cu virgină în pat. Joacă rolul de amantă perfectă la poziția sculat. Artistă de top în scenariul țic țiganela țac pac.